Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci de căunul n-ajunge. Acum aveai și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. De 3 ani de când e cu individul ăsta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea ea. În gură. Și pe tine. Doamnele Mânița Gheorghiu, mă gândeam zilele trecute cum să începem acest interviu și vă mărturisesc că mi-a venit începutul lui fiind la frizer, cum nu se poate mai prozaic, și televizorul de acolo era fixat pe un film din celebra serie BD. Toma Caragiu, Iurie Darie, Sebastian Papaiani și în dreapta mea celălalt client privește contemplativ și spune: domnule, filme ca pe vremea aceea nu se mai fac astăzi. Ce ți-e cu filmele de astăzi făcute în România? Numai înjurături, numai vorbe urâte, numai plânsete, numai drame, numai comunism. Comunismul a fost un sistem absurd. Comunismul a făcut blocul și mi-a dat apartament gratis să cresc un copil. Dat fiindcă sunteți probabil actrița fetiș a filmelor din noua generație sau din noul val al cinematografiei române, vreau să vă întreb, chiar așa este? Nu cred. Mă gândesc la filmul lui Porumboiu. A fost sau n-a fost? Un film la care eu personal am râs foarte mult, un film foarte bun. Pe de altă parte, aceste filme, e drept, majoritatea dintre ele, povești sau felii de viață care nu ne fac neapărat plăcere atunci când ne oglindim în ele. Sunt și filmele care totuși, iată, de 10-15 ani au readus ochii lumii culturale și artistice internaționale asupra noastră. Fie prin premii, fie prin recunoaștere, fie prin spectatori, de multe ori mai mulți decât aici în țară. Și vreau să vă întreb dacă suntem reticenți la majoritatea filmelor românești de astăzi, pentru că sunt prea sincere, pentru că ne pun în față o oglindă în care nu prea ne place să ne vedem. Nu ne place să ne vedem când e vorba de noi. Ne uităm la foarte multe filme americane, listă lungă, da? Și suportăm dramele lor, înjurăturile lor, pentru că nu sunt în limba română. Sigur. Spunem, vai, ce film bun. Cam râs, cam plâns, dar una, două aud în filmele americane, pentru că am dat acest exemplu, fuck you, fuck you, fuck you. Să-mi spuneți cât. Sper că realizați că sună foarte brutal. Ce vreau eu să mă lăsați în pace. Să nu vă mai băgați. Gata. Asta îmi cută pușcăria, uite de la... De asta oare îmi dați 80.000 de euro peste 2 săptămâni? Sau dacă nu? Vreau cât mai trebuie să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Mă lași în cap! Dă-te jos din mașină! Probabil că românii sunt, nu probabil, ci sigur, sunt destul de sătui de viața grea pe care au dus-o și atunci o încă problemă pe care o au, nu sunt dispuși să o vadă, să o asculte, să o digere. Un regizor spunea că nu trebuie să machiem realitatea. Ce să fac dacă se întâmplă în continuare lucruri dramatice, aș spune, în România? Am văzut ani de zile, și o să mă repet acum, ani de zile, multe filme despre războiul din Vietnam. Câte L-am filme despre Holocaust, să, o, Doamne, să ne gândim. Da. Doamne! Dar sunt multe dintre ele povești mult mai crude și mai crunte categoric decât cele pe care le vedem în filmele românești. Da, și apropo de limbaj, cum să spun, astăzi, peste o oră, dacă plecăm și ne ducem pe stradă, în trafic, în cazul cel mai rău, nu, în cazul cel mai bun, pardon, ne înjură. În realitatea, dacă românii nu vor să o vadă, eu îi înțeleg. Asta nu înseamnă că ea nu există. Asta nu înseamnă că ea nu există. Eu înțeleg. Îi înțeleg, pentru că și eu fac parte din realitatea asta și... Da, filmul oare trebuie să fie artă democratică? Adică trebuie să placă, aș spune, chiar tuturor? Nu. Nu. Suntem câți spectatori, suntem atâtea gusturi. Nu trebuie să placă tuturor. Nici măcar filmele cu premii. Dar îmi vine să râd, deși nu e de râs, e trist. A fost atât de iubit în străinătate, moartea domnului Lăzărescu.
atât de iubit. Uite, în Franța, de exemplu, sau America. În America, unde ați luat premiu da. Pentru rol secundar la Los Angeles da. În 2006. Da. Am avut norocul să joc în foarte multe filme care da. Au fost apreciate în străinătate. Cred că ar trebui să fie mândria oricărui român. Dar doamne, nu ne da. Place ce este românesc. Să rămână, doamna Miar. Bună, Mișu. Băi, frate, m-au terminat ăștia cu teoria lor. Dar și moșului că ăsta nu-s. Deci că e mult de beat, mai are și gura mea. Mă rog, treaba lui. Ce-i cu ea cu accident? Păi ce se zicea la brașovcică, s-a răsunat pe pola, să stica. I-a făcut explozii pe față, că altfel nu se explic. Bine, vă zic eu, avem mai mult de 100 la oră. Se duceau și ei săraci la munte. Nu știu, dar jumătate din ei cred că sunt morți. Păi noi am ajuns ai treilea și ăștia doi pe care i-am scos, cred că erau ultimii scăpați. Uite și tu cum e viața asta, vai de ea mărâți. Ăsta al vostru ce are? Nu știu, zice că e suspect de ciroză, zice doctorul ăsta Ardelean. Dar asta nu e ala de la Pandur cu scandalul cu medicamentele? Pă, la cheamă Aldea, eu așa știu. Da? Sandu Aldea, da. Eu știam așa ceva de genul ăsta, Ardelean. Mergem la universitar. Păi ce se faceți acolo? Că e plin. Că Togoros s-a dus acolo și la Bahtăzar. Eu mă duc pentru tomograf. Du-te și mai încolo. Că erai acolo și țipete și gemete pe ea sărace prin și pe autocar. Să stați liniștit, domnul Lăzărescu, da? Mergem la universitar să-l facem toate analizele. Bine? Hai să mergem. Pentru că a spus însă mai devreme că și dumneavoastră faceți parte din această realitate românească. Exact. Vreau să vă întreb, sunteți totuși de niște ani buni, una, și nu exagerez când spun asta, una dintre cele mai aureolate actrițe la nivel european. Așadar, tot de niște ani buni, de la moartea domnului Lăzărescu încoace, ați fi putut încerca și paradigma cinematografiei internaționale. Și poate mai mult decât atât, să faceți un pas în plus și să alegeți pentru viața dumneavoastră alt loc, altă parte. Și totuși nu. Nu știu care e cuvântul cel mai potrivit. Îmi iubesc foarte tare locul în care m-am născut. Oamenii cu care am copilărit, cu care am împărțit bucurii, necazuri. Chiar iubesc foarte tare toate aceste lucruri. Am colaborat cu Michael Haneke la două filme, având o parteneră pe Binoș, iarăși un moment în care am fost foarte mândră de aprecierea lor la adresa a mea și a mea implicită a României, nu? Binoș, apropo de mândria pe care am avut-o, era ca o colegă cu care m-aș mai fi întâlnit de multe ori pe platou de filmare, era un om firesc, un om modest, pentru că valoarea nu are nevoie de degete băgate în ochi. Am fost foarte fericită că am avut parte de un tratament care, de fapt, până la urmă era normal. Exact. Noi ne este mirăm. Expresia normalității. Noi ne mirăm, da. Mătușa mea, Emilia, bine. Cea mai mare comunistă pe care o știu eu. Nu vă uitați în gura lui, râde de mine. A sunat Alice că vine peste 10 zile. E cum așa? Da, și-a zis și că vine cu prietenul ei, cu Alin, să-l cunoaștem și noi. Actorii români, cei care se uită la filme nu știu, dar actorii români și când se duc în străinătate cu un spectacol de teatru sunt foarte iubiți. Am făcut multe turnee cu teatru, Bulandra, și iarăși ne-am bucurat de niște aplauze și niște vorbe și niște cronici absolut extraordinare. Mă gândesc la spectacolele pe care le-am avut în regia lui Alexandru Darie, în Japonia. Au stat, dau tot din casă, dar sunt lucruri minunate cu care ar trebui să se mândrească orice român. Au stat după spectacol în Japonia să ne laude, să ne spună niște vorbe extraordinare. România ar trebui să știe ce au acasă. Și nu m-am gândit nici când aveam
Mi-aduc aminte 27 de ani și mi-a propus cineva, nu din profesie, să rămân în Italia, să joc acolo. Și am spus nu, mă întorc la mine. Cel mai bine cred că pot juca în limba pe care am învățat-o de la părinți. Vă pare rău vreo clipă? Aș fi făcut mai multe, pentru că aici se fac puține filme, poate pe vremea lui Ceaușescu se făceau mai multe, aici se fac puține și cu greu îți găsești, la o anumită vârstă, îți găsești drum. Vreau să stai liniștită și nu te panichezi. Am făcut un accident. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului? Cine a fost de vină? Acesta sunt eu, acesta el. Și aici s-a produs impactul. Mă gândeam că poate împreună găsim o formulă. Dacă vă ocupați, ocupați-vă voi până la capăt. Nu mă las cu mână ce-mi dați cu cealaltă. Faceți voi. Uneori trebuie să mai faci și tu. La noi o să știți că vreau să facă dreptate și mă duc până la Dumnezeu. Ne-ați împărtășit câteva amintiri legate de teatru. Sunteți totuși o actriță indisolubil legată, aș spune, de film, mai ales în ultimii ani. Credeți că teatrul v-a trădat pe dumneavoastră sau dumneavoastră ați trădat teatrul? Nu. Nu l-am trădat și nu m-a trădat. Acum, în ultima vreme, pentru că am avut aceste filme de făcut, sunt o babă comunistă și poziția copilului, am fost foarte prinsă. Dar mă reîntorc la teatru și dacă se ivește ocazia și continui cu filmul. Aveți cumva frustrarea faptului că recunoașterea multă și aceea gratificantă a venit abia după ce ați împlinit 50 de ani? Eu nu m-am gândit niciodată că voi face film. Filmul m-a ales pe mine. Am avut destule apariții în filme, dar, cum să spun, nu partituri întinse. Da. Ca număr de filme, da. Dar categoric lumea te știe când faci un rol important. Și dacă rămâneam numai cu moromeții, și tot era foarte bine. Bă, unde trage al de scămoșul de la noi de sat? Lovioar moartea de vorbă. Băiatul pleacă și tu. Achime, mamă! Cumpără și mie, mamă, o basma. Ia, Achime! Auzi și șebăta! Trimite-i și așa, ca la vreo duzină de basmale. O duzină de basmale. Cloșcă ce ești. Sunteți de niște ani buni, o actriță care are și experiența cinematografiei internaționale. Spuneți-mi un avantaj și un dezavantaj pentru un actor român. Hai să vă spun un avantaj. Ești cu altfel plătit. Foarte onest. Sigur. Aveați impresia că banii nu au importanță? Deloc. Absolut. Sunt deloc. Foarte importanți. Foarte, foarte importanți. Deci e un avantaj. Și un dezavantaj pe care eventual un actor român l-ar avea într-un casting din care ar trebui să fie ales el și nu un coleg din Ungaria sau din Polonia sau din Cehia sau de ce nu din Europa Occidentală. Dacă îți faci treaba cum trebuie, nu poate să existe niciun fel de dezavantaj. Spuneați mai devreme că trebuie să fii bun și era cât pe acis să cedezi tentației de a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi bun sau mai bine zis cum reușiți să fiți bună, dar n-am să adresez întrebarea la modul acesta, mai ales ținând cont de faptul că în mai multe interviuri v-ați arătat reticentă față de jurnaliștii care încercau să intre în acea bucătărie inefabilă a actorului. Vreau să vă întreb însă, în schimb, actoria este ceva care nu poate fi explicat sau nu trebuie să fie explicat, de fapt? Ba da, poate fi explicată, cum să nu? Bineînțeles, până la un punct. Îmi puteți spune cum ați fost atât de credibilă într-o anumită scenă din poziția copilului, astfel încât nu numai eu, ci și foarte multă lume dintr-o sală de cinema similară a acesteia avea pielea de găină? Se poate explica acest lucru? Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Cu multă credință, cu foarte multă credință, da, mă bucur că ați spus asta.
Mă bucur foarte tare. Mi-ați făcut o mare bucurie. Repetiția acasă, tu cu tine, asta te face să fii, bun. A trecut mult timp să mă împac cu mine și la acest film, deși aveam, vorbesc de poziția copilului, deși aveam siguranță, deși, hai să o recunosc acum, în clipa în care am început să filmez, m-a apucat spaima, dar deși am fost foarte înspăimântată, în același timp am avut și foarte mult curaj și încredere. Ați dat vreodată înapoi? Apropo de... Să intrați într-o poveste, să intrați într-un film, să intrați într-un scenariu pe care la un moment dat să-l considerați, fie pe acel film, fie pe acel scenariu, prea mult sau prea altfel decât ați putea să faceți. În clipa în care am zis da, rămâne da, că îmi convine, că nu-mi convine. Îi spuneați Iuliei Blaga într-un interviu pentru Hot News acum nu multă vreme, cred că era chiar la Berlin, că pentru a accepta un personaj și pentru a deveni dumneavoastră în acel moment acel personaj, trebuie să-l iubiți. Iar eu am să vă întreb, diferența sau ura sau respingerea față de un personaj, față de un anumit tip de caracter, nu pot fi și ele o motivație cel puțin la fel de puternică pentru a le face pe acele personaje? Un contra-amploa nu ba vă da, tentează fantastic? Ba da, și este, cum să spun, este foarte tentant. Tocmai. E foarte tentant un contra-amploa. Dar teama, ca să nu fiu mai cinstită să spun, frica nu mi-a dat niciodată momente de respiro. Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia? Sau deloc? Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Când spuneți frică, vă referiți la, intuiesc eu, în primul și în primul rând, frica de a nu vă ridica la propriile așteptări? Da. Nu am întâlnit încă un moment în care să pot să spun că sunt relaxată. Nu. Nu. Și nu-i nimic, asta este. O să mă împac cu ideea că va trebui să muncesc poate mai mult. Sunt o babă comunistă. Ce să fac? Noroc și sănătate! God bless America! And Romania! Fii atentă! Fii atentă! Și asta și hidratează! Stai, stai, lasă-mă că mai îmi da rău! Păi hidratează, soră!